Olay. Ordonanța de urgență a guvernului de astăzi le isteriza pe Augustin Lazar sau, mă rog, pe Chioveși, care conduce de facto parchetul general, dar și pe adversarii acesteia. Ce cuprinde de fapt ordonanța guvernului? E o cedare în fața sistemului? Ministrul Justiției Tudorel Toader față în față cu Mihai Gâdea? Reformă sau compromis? Îl revocă sau nu pe Lazar? Îi e frică de cei care îl amenințe cu remanierea? Are susținere sau bețe în roate? Justiție sau experimente ratate? Interview eveniment. Astăzi, de la ora 21, la Sinteza Zilei, cel mai urmărit talk show din România, la Antena 3.